Bună! În acest video o să vorbim despre o frică a voastră comună, a celor care aveți anxietate, care este frica ca nu cumva să nu vă puteți depăși anxietatea. Această frică aduce o frică în plus, care se numește meta-anxietatea, frica față de propria anxietate, și o să-ți propun ca în acest video să îți aduci atenția aici, să fii atent la ceea ce îți spun, să-ți lași gândurile, să nu le dai atenție, ci să spui atenția aici, pe ceea ce auzi, păsările care se aud în acest parc, sunetele din casă de la tine, să spui atenția pe ceea ce vezi. Privindu-mă fix, îți poți alege orice punct dorești tu. Dacă dorești, poți să te uiți la ochiul meu și să-ți menții atenția fixă, fără concentrare, fără forțare, ci cu atenție. Adu-ți atenția aici și rămâi aici cu atenția ta. Ancorează-te aici, în prezent, prin ceea ce vezi, prin ceea ce auzi și, de ce nu, prin simțul tactil. Rămâi aici cu atenția, privind, auzind sunetele din jurul tău, privind cu atenție, privindu-mă cu atenție, auzind copilul care tocmai a vorbit, parcul, sunetele, păsările din acest moment. Rămâi aici cu mine, rămâi privindu-mă, auzindu-mă, simțindu-mă, rămâi aici și vei observa că anxietatea, sub formă de gând sau sub formă de senzație, dispare. Frica ca nu cumva, gândurile urâte, gândurile intruzive, cum se numesc, pentru că ele apar în mintea ta nevoit, senzațiile urâte de anxietate pe care tu le ai, toate acestea de care ție ți este frică, ca nu cumva să nu te poți elibera, acestea, natura acestora este tocmai tranziția. Un gând, indiferent cât de urât este, cât de intruziv, el trece, nu durează mai mult de câteva secunde. De asemenea, emoția de anxietate, senzația de anxietate, dacă nu este cronicizată, adică constantă, de asemenea, trece foarte ușor. Frica ca nu cumva să nu te poți elibera de gânduri și senzații este una nejustificată, pentru că tocmai natura lor este ca ele să dispară. Dar pentru acest lucru este necesar ca tu să te aduci aici cu atenția, să rămâi aici fix, atent, angajat în momentul prezent, prin simțurile tale, prin ceea ce vezi, ceea ce guști, ceea ce auzi, și rămânând aici fix, gândurile vin și trec. Anxietatea apare și dispare. Toate senzațiile neplăcute dispar, pentru că natura lor este ca ele să fie trecătoare. Tu rămâi fix, tu prin atenția ta rămâi aici. Folosește-te de simțuri pentru a te centra în momentul prezent. Rămâi aici și lasă ca ceea ce este trecător să treacă, și făcând acest lucru constant, te vei putea elibera de el. Te salut, rămâi aici, rămâi în momentul prezent.